Sud. Un nou caz revoltător în județul Călăraș, unde un bărbat de 66 de ani este cercetat penal după ce a agresat sexual în mod repetat o fetiță de 10 ani. În anchetă, procurorii au stabilit că fetița avea dreptate, fapta fiind recunoscută chiar de către agresor. Acum se află după gratii, arestat preventiv până la finalizarea anchetei. Pentru cele comise, bărbatul riscă ani grei de pușcărie. O echipă Canal Sud a reușit să stea de vorbă cu tatăl fetiței agresate. Își găsește cu greu cuvintele și spune că vrea să se facă dreptate. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Ce vârstă are fata? 10. 10 ani? Cum ți-ai dat seama că există o problemă cu fetița? În momentul când i-am spus că o să meargă la un concret. Și atunci copilul a spus că... S-a speriat? Da. Era amenințată de către individul ăsta și de asta. Nu a spus absolut nimic copilul. Și în prima fază, când v-ați dus la poliție, sau unde v-ați dus să depuneți plângerile? Păi cum, că tot ei au fost, dau depus plângere, tot ei și-au făcut cărțile. Familia agresorului? Da. Ce-au făcut? Au lucrat la relațiile care le au ei în sistemul nostru de stat. De acolo am găsit altele mai urâte. Prima plângere care am făcut-o eu, am făcut la parchet la procurorul acesta. Păi bun, și fata voastră cum ajungea să se joace cu fetița care se afla în apartamentul individului? Fetița nu se afla în apartamentul lui, se afla în apartamentul părinților ei, mamei ei. Și acolo mergea copilul meu să se joace cu fetița. Nu știu dacă fetița cealaltă a fost în casă la ei, nu am mai să știu chestia. Din momentul în care au început actele sexuale între fată și el, a intrat vreodată la bănuieli? Nu, nu am intrat niciodată la bănuieli, nu credeam să arăt așa ceva. Dar după ce am vorbit cu el la scară și mi-a spus chestiile care mi le-a spus, nu știu... Nu ți-a zis niciun semn de întrebare la momentul ăla? Atunci nu, am zis nu-mi trecea în cap că s-a întâmplat chestia asta. Atât el cât și nevastă să erau dezbrăcați prin casă și curățau morcovi. Da, așa stau mereu ei în casă, în casa lor. Și am învățat că să fac copii cu morcov, unde intră morcov și cum rămâne femeia însărcinată. Ceea ce nu trebuia să știe un copil de 8-9 ani. Zim, încă o chestie, zim ce s-a întâmplat când te-ai dus prima dată la parchet să le povestești despre situație. Păi, procurorul, atunci când am intrat, mă certa ca și cum aș fi fost inculpat și nu știu. Probabil să mă înmoaie și să zic ca ei. Fata a fost audiată, am văzut. Da, a fost audiată la un psiholog. A luat-o și a dat declarație fără ca unul din părinți să fie acolo sau cineva care să o reprezinte. Și între timp ai mai luat legătura cu familia violatorului? Singura dată m-a oprit la scară nevastă sa și la scară a spus la toată lumea ce se întâmplă. S-a lăudat cu asta? Da. Oricum am și înregistrare. Oamenii dacă au probleme psihice, probabil au și fantezii. Bun, și fata s-a speriat în momentul în care... A auzit că o să meargă la control. Să văd dacă mai e domnișoară. Și cum a reacționat fata atunci? A spus că nu mă duce că spun eu ce s-a întâmplat. Și cum, ce a început să zică? Că am oprit-o pe scară într-o dimineață când a ieșit cu cățelul afară și a spus că se-i deschidă calea fericirii sau ceva de genul. Deci a amenințat-o? A amenințat în scară. După el a profitat de chestia asta că a amenințat-o și a făcut cam ce a vrut copilul. Mă gândesc, o fi vreo chestie de pedofilie, filmări, nu știu.